Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, am văzut că interesul pentru filmulețul cu un sfârmare rame este un pic mai mare și am zis să vin cu un update pentru acest dispozitiv, să spun așa, făcut homemade pentru un sfârmare rame, doar că voi aduce și lipire faguri în același timp. Bineînțeles, este făcut pentru necesitatea proprie, adică așa pentru acasă, aici în atelierul meu improvizat. Da, îmi fac treaburile care am nevoie în stupină. Deci avem o planșetă, este o bucată de placă, o scândură, poate să fie fără nicio problemă. Ce trebuie să facem este batem suporții din lățișori. Aici avem rumenți prinși în holșuruburi pe care am tras bucăți de furtun față de data trecută și care se învârtesc. Trebuia un material care să-mi permită să alunece sârma. Deci să alunece sârma și să și se învârte în momentul în care doresc să însârme. Pe lângă acest dispozitiv am pus aici tot din două scânduri, am dat două găuri cu bormașina și am băgat această rolă de sârmă. Aici am o rolă de sârmă, e foarte ușor, o bucată de fier pe care se învârte. Aici o bucată de tablă cu o gaură pe lungime pentru a permite sârmei să se desfășoare de pe rola. Cum am zis, o să și pun o foaie. Iată, am aici acest transformator cumpărat de pe un magazin apicol online. Sunt foarte mulțumit de el și o să vă arăt toată operațiunea. Bine. Iată, luăm o ramă pe care eu deja am bătut două cuișoare. Rama se încadrează perfect în lățișorii de suport care am făcut. Bineînțeles, vă puneți prima dată o ramă pe această bucată de placă și bateți suporți în funcție de cum e rama, după care puteți să folosiți. Pe lângă față de filmulețul de acum 3 ani, dacă țin bine minte, am înlocuit acest, aici e un, două bucăți de laț care sunt bine prinse în holșuruburi, la o anumită distanță de ramă, de speteaza aceasta, și am cioplit o bucată de lemn cu care voi tensiona rama, deci acum este liberă și în momentul în care o tensionez, bat această pană, este o pană, o să o batem aici, între acest suport de scânduri și spetează, o batem pur și simplu, iar rama este tensionată, precum vedeți, nu se mișcă. Voi lua acum sârma și o voi trage printre găuri. Iată. O să vedeți că e foarte ușor de tras sârma. Mai ales cu ajutorul acestor rumenți pe care am tras niște furtune. Iată ce ușor trece sârma. Deci se rolează foarte ușor sârma în ramă. Bineînțeles, rama are capsă. Astfel circulă mult mai ușor alunecă mult mai ușor sârma prin ramă. E ceva foarte simplu. Nu e profesionist,
n-am dat bani pe el, am făcut așa cum am crezut eu că mi-e mai ușor mie. Asta am ajuns la capăt și aici, bineînțeles, putem să strângem la un moment dat. Deci, strângem. Eu deja rulim sârma pe cui, fiindcă am ajuns la capăt. În decursul anilor aici acest bucate de sârmă poți să o tai, dar nu o mai tai, ci o să o introduc pe interiorul spetezei. Deocamdată o să bat cuiul acesta. Am bătut cuiul. Bineînțeles, a sărit și acea pană. Și această bucată de sârmă las cât să o îndoi pe interior, fiindcă la manevrarea ramelor te mai agheți de ea. Dacă o tai, și atunci e o problemă, că și atunci te poți înțepa, de exemplu. Deci, asta este foarte ușor. Am tras toată sârma prin ramă. Acum va urma tensionarea ei. Bineînțeles, iată de ce am ales furtunul să trag pe rumens, fiindcă se ia foarte ușor în momentul în care vreau să retrag sârma de pe ele și îl tensionez pur și simplu. Încă nu este tensionat la maxim. Acum voi încerca să tensionez și mai tare cu ajutorul patentului. Iată, iau patentul și trag într-o anumită, deja simt în mână cam cum ar trebui să se tensioneze sârma. Eu trag într-o anumită, cu o anumită forță, nici nu rupem sârma. Îmi place mie să... Iată, am tensionat și e gata în sârmarea acestei rame. Și aici același lucru. Gata. Și tăiem patentul. Și aici tot spre interior o să împing acea sârmă. Acum scoatem această pană. Punem separ și sârma este tensionată. Aducem și o foaie după ce terminăm cu însârmarea. O bucată de fabură și se potrivește în ramă de data aceasta, dar sunt momente în care nu se potrivește și atunci iau acest laț care l-am pregătit, îl pun aici și tai un pic din marginea, din această margine. Dar acum nu este nevoie, încă s-a potrivit. Se poate întâmpla ca rama un pic să se deformeze aceste spetaje laterale. Bun, punem foaia și o vom lipi cu acest transformator. Eu am dat minim pe a doua poziție, cum ar veni chiar mini. Și voi lua fiecare sârmă în parte. Bineînțeles, nu mă grăbesc, nu am foarte multe astfel de rame de făcut la ora actuală. Și iată, iau sârmă cu sârmă. Am un control mai bun asupra lipirii fagului și a nu
străpunge foarte tare foița. Bineînțeles, unii folosesc baterii de mașină, se poate folosi cam ce doriți dumneavoastră. Important e să vă ușurați munca. Așa. Asta e cum fac eu pentru mine. La nivel de hobby. Dar dacă aș avea nevoie de 50 de foi, de exemplu, le fac în câteva timp. Cum am spus, nu am nicio grabă. Nu am nevoie de așa multe foi. Dacă aș avea nevoie de așa multe foi, probabil le-aș fi făcut acum câteva luni. Bun, cam asta este. Nu mai fac încă una, fiindcă fac același lucru la fiecare ramă. Deci însărmare plus punerea foaiei. Eu sunt mulțumit de calitatea ramei care este și albinele o construiesc. Bineînțeles, cine a urmărit filmele anterioare a văzut că am mai făcut și câte o greșeală. De exemplu, am fost atunci ce a străpun sârma, a tăiat foaia și atunci albine o roade. Dar, în general, ies foarte bine acest rame. Sunt mulțumit. Până data viitoare, care va fi probabil sâmbătă, că mătucuțele au eclozat și vom vedea în perecherea acestor mătucuțe și ce vom face cu ele. Bine, dacă aveți întrebări, nu ezitați să le puneți, vă voi răspunde. Până atunci, până data viitoare, numai bine!